Salutare dragi columbofili și vizitatori ai site-ului ProPigeons. Astăzi avem deosebită plăcere să discutăm cu unul dintre campionii UCP-ului, domnul Tița de la Voinești, cum cunoaște toată lumea. A avut un an plin de realizări cu multe norme la categoria maraton, maraton extrem, tot ce înseamnă lungă distanță. Am început cu 30 de porumbei de la 700 de kilometri spre Polonia. La preț mic am angajat 44 de porumbei care au fost zburați și în țară la viteză și la, până în Moldova la Caplanii. Dar am retras din ei foarte mulți ca să-i opresc pentru la anul. Și zborurile care mă interesau pe mine de la Lubin, 720-30 de kilometri, am plecat cu 30 de porumbei de am realizat normele pe mine. Vreau să spun că anul ăsta am redus 80% din produsele din comerț care există în România și am folosit lămâie, miere și un ceai natural pe care o să-l vi-l arăt când o merge în crescătorie. Mi-am dat seama că cât îi lași mai natural și mai neintoxicați, că toate produsele sunt ca și orice produs și din comerț și pentru oameni, care nu cred că face bine, am redus tot ce s-a putut reduce. Strictul necesar dacă le-am mai dat ceva de respirație și un rou 200 când vine, spate și când pleacă. Restul, limonadă, lămâie, miere și cei. O să vă spun un lucru pe care cred că dacă columbofilii reține, o să aibă rezultate în coteț. Până acum, până anul acesta, am dat toate produsele care e în comerț, de la Champions, de la Berselaga, de la nu știu de unde, ce să vă mai spun, că sunt zeci de produse în saci, foarte frumos și ambalați. Am luat produsele de la Oprea Florentin. Eu iau produsele vrac de la Oprea Florentin, având și o relație mai specială cu el deosebită. Și în primăvară aflu că Florin face amestec de la Jerry, cum îi spune el Jerry al lui, și ceva văduvie și un produs un pic mai bogat la concurs. Dar vreau să spun că el, nu știu dacă anul ăsta a dat produsul ăla mai bogat, a dat Jerry. Jerry, cum ar fi Jerry în comerț, dar Jerry făcut de el. Toate produsele, toate produsele de la porumb, la ce să zic, la sorg, la mei, le produce el pe asociația lui care o are. Noi mai cumpărăm șofranul, o fasole mango, parcă îi spune, și, o știu, hirișcă, să zic, care le punem la grâu, la porumb, la așa, fără floarea soarelui și fără mazăre. Deci porumbeii mei anul ăsta au zburat fără mazăre și fără floarea soarelui. Există ceva floare și mazăre în produsul lui mai bogat, care zice să-l dăm la zborurile mari de 1000 de kilometri. Dar am văzut că el nu. N-a folosit nici el, nici eu n-am folosit. La Jerry, care e Jerry, ca și cel care e pe comerț, e diferență mare între semințele care le produce el și cele din import. Mai adăugăm un pic de porumb, tot de la el, bineînțeles, mai mult porumb. E un porumb roșu și un porumb mai deschis, sticlos, îi spune el. Rezultatele poate să fie 50% datorită faptului că am folosit aceste produse naturale. Deci produsele astea le folosesc pentru porumbii la anul ăsta și poate și datorită faptului că am folosit aceste produse, am aceste rezultate de cele mai mari din categorii din Uniunea UCP-ului. Deci am început cu 44 la preț, care pentru mine e tot un demifond, o viteză care nu mă interesează, dar am băgat niște porumbei mai tineri și am vrut să-i opresc, că aveam mai mulți fraze în ei și unii pleacă mai departe, unii mai așa, mai la anul, să-i zbor la anul. Practic de la Lubin, de la 725-30 de kilometri, am plecat cu 30 de porumbei până la Golta, până la 1050 de kilometri. Din acești 30 de porumbei, cred că am 20-22 acasă, deși dacă nu mi-au plasat, mi-au venit. Deci pentru mine n-a fost o problemă că au venit. Dar am jucat foarte mulți ani, deci. O să spun că rezultatele foarte bune le-am avut și la Lubin și trecând de Lubin, care și ăla e un preambul de activitatea mea de a zbura, m-a interesat. Văd că am făcut niște categorii de maraton, de așa,
dar ce mă surprinde că n-ai voie să faci maraton din 900 și din 1000, din zboruri de 1000 de kilometri, că trebuie să ai unul de 700. Mi se pare o aberație. 750 de kilometri să ai la maraton. Eram sigur că, zic, bă, ăștia a clasat două de 950, unul de 1050, zic, îți dai seama, trei aproape de 1000, să fac maraton. Nu, că n-am 750. Nu știu, mi se pare o aberație. Dar, în sfârșit, astăzi, categoriile votate de Uniune, nu e nicio problemă, am făcut. Mai departe, am zburat foarte bine la primul Cumiala, am băgat 20 de porumbei, am clasat 10 și mi-au venit 17 acasă, la prima de 950. Următoarea a fost derby național, am băgat 15 și mi-au venit vreo 12-13 și am clasat mai puțin aici. Cred eu că am făcut o greșeală așa la ei, am zis, bă, dacă la primul de Cumiala a venit extraordinar de bine și chiar cu puncte de 5-6 puncte în condițiile în care pe Polonia, luând-o de la Prezim, la Lubin, Târgoviște are mai mult cu 25 de kilometri, 30 de kilometri. Dărmăneștiul care porumbăii, toată lumea trebuie să recunoască că porumbăii vin pe Moldova din Polonia. Sau Ploieștiul. Ploieștiul are 80-90 de kilometri față de mine. Că se măsoară, eu cam pic pe Polonia, când sunt mai la nordul județului aici, pic direct pe măsurătoare, pe GPS. Și cu cât te duci un pic mai jos, Dragomirești, care sunt 25-20 de kilometri până acolo, au ei 25 de kilometri mai mult ca mine. Deci în condițiile astea am făcut câteva norme de extrem maraton și AS extrem maraton. Maraton AS UCP, maraton UCP, deci la astea mai puțin. Mă interesează cele cu 3 de aproape 1000 de kilometri. Și sunt câteva categorii făcute pe care o să vedem în crescătorie. Unul dintre porumbeii din Polonia care au făcut toate normele posibile, fiind și yearling, e porumbelul 15005. Un porumbel albastru scos dintr-o pereche de puci. În continuare o să vă arăt și părinții că i-am aici. Acest porumbel pe Polonia a clasat de la Preznik până la Golda și a făcut 8 categorii, dintre care fond, AS fond, maraton, AS maraton, maraton UCP, AS maraton UCP, extrem maraton și AS extrem maraton. Deci mai mult de atât n-avea ce să facă. Acest porumbel se trage dintr-un porumbel de la Oprea Florentin, că tot am vorbit la produse de el, care l-am găsit la o licitație, era acolo, fiind cuc, mi-a plăcut, zic, hai mă, atâția puși cât mai am eu. Și anul ăsta, cu o femeie de la mine, cucă, a reprodus acest porumbel, care se pare că mai e unul CP, până ce știm până acum, până când nu apare, eu vorbesc de categoriile, la nivelul ce e din topul de etape. Deci mai mult de atât, acest porumbel și nici nu va mai zbura în acest moment, că nu mai are ce să câștige, să facă palmaresuri. Asta înseamnă ca să-l pierzi. O răpitoare, o lovire de sârmă. Se pare că mai e un singur porumbel și care îl are tot Oprea Florentin. Tot așa un yearling și la el care a făcut această categorie și el are mai multe categorii, dar în sfârșit. La punctaj stă mai bine al meu, dar să vedem ce-o fi pe nivel național. M-am uitat un pic în topurile de etape și în alte județe, n-am găsit un yearling cu toate categoriile, cu toate zborurile polone. Nu știu ce să zic. Și el e pereche cu o femelă care anul trecut a zburat Tartu 2021. O femelă gută. Și nu știu dacă vedeți, am zburat-o până la Preznik. Astea din cei 44, de-aia spun eu că nu dau importanță la Preznik, nu le-au în considerare. Din cei 44, ea a trebuit să o retrag, a venit foarte slăbită. Când mă uit la ea, avea ciocul rupt de deasupra și nu mănâncă în mașină. Acasă mănâncă, hrănește pui, dar e altfel. Și uite, are ciocul de sus mai mic decât partea de jos și foarte greu prinde asta.
dezburată din tartuf, se trage dintr-o linie deosebită a mea. Și mai mult de atât, cu o pereche, cu un super campion yearling anul ăsta, nu se putea. Am doi puișori din ei, doi, patru practic, doi de astă vară, doi de între cumiarele, au fost 3 săptămâni de zile timp și când am văzut că sunt 3 săptămâni între zborurile de 950 de km, i-am împerecheat ca să zbor la derby și la Gold Up cu ei pe ouă sau pe pui. Și a rămas acasă. Vă prezint pe sora lui. Sora lui, nu de cuib, de generație, de astăvară, porumbița 15057. Această femeie e soră bună cu acest mascul deosebit. N-a realizat decât extrem maraton și as extrem maraton. Mai mult de atâta, ce să-i cer la un yearling? Păcând și fratele lui a realizat mai mult. Deci are extrem maraton și as extrem maraton. Până acum câțiva ani, eu am un cotez la matcă, porumbei cu extrem maraton. Zice, Doamne, am prins extrem maraton, gata, nu-i mai scot în cotez. Nu, nu mai, acum parcă nu mai mă interesează extrem maraton, dacă e as maraton. Și îți dai seama, doi porumbei frați cu as extrem maraton, un UCP. E pereche cu un porumbel care a zburat în Polonia, 390-665. Ăsta a scăpat de Gold Up, că am zis, mă, nu pot să bag 10 la Gold Up, că poate să fie 1100 de kilometri. Și zic 1150 cât e pe asta, dar venim pe Moldova, vă dați seama care mai mult. Acest porumbel a zburat totul, preznic, Lubin, cum ia la 1, cum ia la 2, a clasat 2 zboruri, mai trebuia și Gold Up-ul să claseze, dar nu l-am băgat, că zic, mai oprești pentru la anul. Și am băgat decât 5 porumbei. E pereche cu această super porumbiță de un an de zile cu as extrem maraton și extrem maraton. În continuare prezint porumbița 15030 gută. Această porumbiță soră cu cei doi dinainte, cu as extrem maraton. Deci, din doi cuci, ați văzut un stropit, un albastru și o gută. Bineînțeles că anul trecut mai am 2 femele, dau și cuce, cum să zic așa, ca și părinți. Și am zis, pe ăștia care n-au culoarea părinților de cuci, îi zbor până când le vine culoarea. Și le-a venit normele, cele 2 care le-am, le-am zburat până la preznic. Și le-am oprit și am puișori din ele și sunt separate. Această femeie a zburat de la preznic până la cumiara, fără goldă. Dacă o băgam și la goldă, făcea așa câteva categorii. Dar dacă făcea poate extrem maraton. Și am zis, mă, bag 2, o bag și pe a treia, las-o pentru la anul. Deci a zburat preznic, Lubin, cum ia la 1, cum ia la 2. A clasat la derby național, e chiar aici scris, uite, clasare 945 de km, fără Golda. La Golda am ținut-o acasă. Această porumbiță e pereche, cum ascult de 2 ani de zile, mă ascult de 2 ani de zile, 482-063. Asta e o poveste, a venit un băiat de la Breaza și-i dau vreo 4 porumbei. Ne-am înțeles la preț, cred că am mai spus-o și data trecută, dar n-avea el categoriile astea. Și a spus, mă, eu ți-i dau cu atât, îmi dai și mie 2 pui din ei, să-i zbor eu. Și pe urmă vedem unde merge, la tine sună. Acest porumbel are inelul de la Breaza, e tot de UCP. Și anul trecut a fost și sora lui mi-a dispărut de acasă. El a rămas și anul ăsta mi-a zburat toată Polonia și a făcut categorii de maraton, azi maraton și maraton extrem.